Știu că întotdeauna când un om care poartă numele meu vorbește despre pictură, v-ați gândit că locul cel mai bun este undeva pe șantier. Sau, mă rog, nici pe șantier nu-i bine să fie. Dar probabil că nu mă bănuiesc de prea multe veleități artistice, estetice, dar trebuie să recunosc, e adevărat, la nivel de amator, sunt un mare împătimit, să zic, al esteticului. Îmi place foarte mult să citesc despre marile opere de artă, îmi place foarte mult să înțeleg mesajul care este transmis prin ele. Țin minte că în urmă cu ani de zile, când am fost pentru prima dată în Franța, a venit cineva cu mine, i-am zis, vreau să văd, printre altele, mi-a zis, ok, ce vrei să facem în Paris când vii? Turnul Eiffel, am zis, nu mă interesează, vreau altceva. Și a zis, ce? Vreau să mă duc la Louvre. Na, bine, zice, mi-e la Mona Lisa, nu? Facem poză și plecăm. Asta a crezut el. Săracul de el nu știu ce l-așteaptă, pentru că la un moment dat am stat câteva ore bune acolo, vreo 4-5 ore în Louvre. La un moment dat stăteam și mă uitam, există o statuie numită Victoria din Samotrace, pe care am visat-o de foarte mult din copilărie, să o văd fiind un pătimit de istorie. La un moment dat să uita omul ăsta, bă, zice, eu nu înțeleg ce vezi la asta. Hai să plecăm, zice, știu o șaurma așa de bună. Mă zic, lasă șaurma, acum aici e artă, înțelegi, aici e 2000 și ceva de ani în urmă, e Grecia antică, e cult. Dorel, așa de bună șaurma aia, crede-mă. Greu l-am putut stăpâni să mai stea încă o oră, să mai vizităm anumite galerii din Muzeul Louvre. Însă, spuneam încă o dată, nu judeca un om după reclamă, după etichetă sau după nume, în cazul meu, da? Există oarecare pasiune pe care o am în domeniul acesta. Săptămâna aceasta trecută, spuneam și celor de dimineață, am reușit să merg prin Harul lui Dumnezeu pentru a doua oară un fel de semighid și predicator la pachet în același timp. Am mers cu un grup foarte numeros de peste 100 de oameni. Am fost în Israel, în Țara Sfântă. Și vreau să vă spun că undeva la granița dintre Ierusalim și Betleem, sunt două zone diferite unde există o graniță mare de tot, credeți-mă, nici Donald Trump nu a reușit să facă zid așa mare cum există zidul ăla între partea de Ierusalim, unde stau evreii, și partea palestiniană, Betleemul, pentru că există o graniță foarte mare. Ei bine, cu ani de zile în urmă, un pictor foarte, foarte cunoscut, apreciat, bine gustat, pe nume Banksy, undeva la intrarea în Betleem, dinspre Ierusalim, a pictat acest porumbel. Vedeți dumneavoastră, porumbelul, noi pentecostalii suntem obișnuiți cu el, e un simbol parcă al nostru, nu, e simbol al Duhului Sfânt, dar în același timp un porumbel alb întotdeauna e simbolul păcii, ăsta e adevărul, transmite un mesaj. Numai că ceea ce este frapant este că acest porumbel, dacă vedeți bine, poartă o vestă antiglonț. Ori, dacă porumbelul e simbolul păcii, vesta antiglonț, cu atât mai bine în contextul actual, noi știm că este un simbol al războiului. Și dacă vedeți acolo, este și o țintă undeva în piept. Acest artist pe nume Banksy e un pseudonim, nimeni nu știe care e adevărata lui identitate. Omul acesta a vrut să zugrăvească ceva, cred, foarte important. Betleemul, dragii mei, undeva în colț, dacă vedeți, îi scrie acolo, bine ați venit în Palestina, bine ați venit în Betleem. Noi știm, dragii mei, ce s-a petrecut în Betleem. În Betleem este locul în care s-a născut cine? Iisus. Betleemul este locul în care s-a născut Iisus. Și Domnul Iisus, dragii mei, este Domnul Păcii. A venit ca să împace lumea prin sângele Lui, prin jertfa Lui cu Dumnezeu Tatăl. Să ia mânia lui Dumnezeu asupra noastră și să aducă pace între noi și Dumnezeu, să aducă pace între noi și semenii noștri, să ne împace prin El cu Dumnezeu. Dar vedeți dumneavoastră, Domnul Păcii, Iisus Hristos, a avut în timpul vieții Lui, activității Lui pe acest pământ, a avut parte de momente și momente. A avut parte de momente frumoase, am zice noi, copleșitoare, în care oamenii și-au manifestat afecțiunea, iubirea, simpatia față de El, dar a avut și parte de mari dezamăgiri ca noi oamenii, de alminteri, dar în același timp Iisus, dragii mei, a avut și lupte mari de dat, mari de dat. Textul pe care l-am citit în această zi, dacă vreți, ne oferă
una din cele două mari lupte, îndrăznesc să le spun, din viața lui Iisus Hristos. Ghețimaniu este locul în care Domnul Iisus Hristos se retrage pentru ultima dată, în care se roagă, și este locul în care, din punct de vedere, dacă vreți, mental, se dă o luptă puternică. Este ceea ce spunea și fratele Ionel, ideea de a accepta voia lui Dumnezeu. În grădina Ghețiman, Domnul Iisus Hristos, dragii mei, se luptă între a accepta acest pahar al suferinței, al mâniei lui Dumnezeu, deși tot ce era în lăuntru lui spunea, e prea mult, e prea greu, e prea copleșitor. De aceea, auziți, Iisus Hristos spune la un moment dat: Tată, dacă se poate, depărtează de mine paharul acesta, pentru că Iisus știa ce înseamnă asta. Iisus știa ce înseamnă povara, blestemul omenirii întregi luat asupra lui. Dar, dragii mei, Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele lui, în grădina Ghețimani putează o mare biruință. Și Iisus Hristos, dragii mei, acceptă, facă-se voia ta. Iisus aici în Ghețimane acceptă paharul suferinței lui Dumnezeu și, dragii mei, e o mare biruință spirituală pentru noi, cu atât mai mult. Mai departe urmează Golgota. Dacă vreți, din punct de vedere biblic, scriptural, dacă Ghețimane este locul în care Iisus acceptă crucea, Golgota este locul în care Iisus este pus pe cruce pentru noi. Sunt lupte, dragii mei, pe care Iisus le-a avut. Și pentru că Iisus Hristos a avut lupte, dragii mei, ne spune și nouă că vom avea lupte în lumea aceasta. Iisus nu ne-a spus că pocăința este all season, concediu, all inclusive, tot o să fie bine, o să-ți meargă totul predictibil în viață. Nu, nu, nu. Viața cu Dumnezeu, viața cu Hristos e o viață de luptă. Și sunt convins că în această seară, celor care mă adresez, fie că sunteți aici sau ne urmăresc pe internet, sunt convins că oamenii au luptele lor. E adevărat că noi știm să le mascăm. Am mai spus în biserică, dacă s-ar decerna, dacă ar trebui să se decerneze undeva premiile Oscar, ar trebui musai să se decerneze în bisericile noastre. Pentru că dacă există cineva care știe să mimeze foarte bine o anumită formă de spiritualitate, dacă există cineva care știe să pozeze altfel decât ce este în realitate, haideți să o recunoaștem de foarte multe ori. Noi suntem aia. Când oamenii ne aud, când de fain știm să ne rugăm în biserică și cum știm să vorbim acasă, trebuie să recunoaștem că uneori parcă pocăința e doar un rol pentru noi. Ei, s-ar putea în seara asta ca să fii în aparență omul foarte, foarte spășit, liniștit, care nu are probleme, așa, mici de aici pe acolo, dar s-ar putea ca lăuntrul tău, în momentele acestea, să fie niște lupte mari de tot. Cele mai mari lupte, dragii mei, sunt la nivel lăuntric. Cele mai mari lupte se dau la nivelul minții noastre. Poate că însă sunt oameni aici care de multă vreme purtați o luptă cu trupul vostru într-un fel, cu o anumită boală, pur și simplu, care e greu, greu de stăpânit, nu reacționează la niciun stimul medical, pur și simplu. Și asta e o luptă mare de tot pentru unii. Sau de vorbă săptămânală îmi trimit oameni: frate Dore, roagă-te pentru noi, punem la grupul de mijlocire, pentru că, uite, trec prin asta, nu se mai termină calvarul ăsta, nu se mai termină dintr-un diagnostic în altul, din rău, mai rău. E foarte posibil ca unii de aici poate să aveți problema aceasta mare de tot în viață. S-ar putea ca marile problemele a unora de aici să fie, sunt cele legate de anumite gânduri care s-au așternut în mintea ta și care nu-ți dau pace. Știu că poate veți spune, la noi, în biserică, noi nu avem probleme cu genul ăsta de probleme, de gânduri de sinucidere, însă ceea ce vreau să vă spun, dragii mei, și vă spun statistic, păstorii cu care am vorbit și nu numai, și chiar citeam ceea ce spunea Rick Warren, spunea, după perioada de pandemie, a trebuit să consiliez oameni care au gânduri de sinucidere cât în 40 de ani înainte la un loc. Pentru că astea sunt lupte reale. E posibil ca luptele unora să fie economite complexe, complexe de inferioritate, pe care pur și simplu nu le poți depăși. Ți-au fost inoculate de mic, poate de la nivelul părinților care ți-au spus că nu ești bun de nimic, le-ai inhibat în tine, ai crescut cu ele, îți spun alții de lângă tine, nu ești bun de nimic și chiar ajungi să crezi lucrul ăsta. Și ajungi să crezi despre tine lucrul acesta. S-ar putea poate unii de aici să aibă lupte mari de tot în domeniul adicțiilor, în domeniul dependențelor de anumite substanțe chiar.
dependențelor de anumite site-uri, de pornografie, de autosatisfacere. Da, sunt realități. Sunt realități, oameni buni, cu care oamenii se confruntă. Dependența de tehnologie este o formă din ce în ce mai mare de tot în viața oamenilor. Oamenii se stăpânesc tot mai greu să controleze tehnologia, device-urile, au ajuns să ne controleze ele pe noi. Astea sunt lupte reale. Nu o să niciodată o scenă petrecută aici în biserică cu ani de zile în urmă, când a venit la mine un tânăr și l-am întrebat direct, ca să trecem peste introducere, care e problema ta, ce vrei, ce te apasă, ce te doare. Și când a scos telefonul de ultima generație, când o trântic eu odată pe masă, am crezut că îl face praf. Și am zis, nu. Păi zice, m-ai întrebat care e problema cea mai mare. Asta e problema mea cea mai mare. Mă controlează. Și nu mă pot controla. E o portă deschisă spre dependențe, spre multe lucruri rele în viața mea. Frici complexe sunt probleme serioase pe care oamenii le au. Frici cu care ne luptăm. Poate de asemenea să fie oameni în locul acesta care au probleme serioase în căsnicie. Scârție, deși din afară pare căsnicia ca unsă, dar înăuntru scârție. Și să putea ca asta să fie o luptă mare de tot în viața ta. Dragii mei, ceea ce vreau să vă spun este că vreau să învățăm de la cel mai bun exemplu al nostru. Vreau să învățăm de la Iisus Hristos în această zi despre aceste mari lupte ale vieții. Vreau să învățăm, dragii mei, câteva principii care cred că ne pot fi de folos pentru ca să putem să răzbim, pentru ca să putem să înaintăm, ca să putem să nu cedăm, ca să mergem înainte în numele Domnului. Vreau să vorbesc despre marile lupte ale vieții. Da, există lupte mici în viață, există lupte peste care treci, există lupte pe care le poți gestiona foarte ușor, dar există lupte în viața fiecărui om care pur și simplu sunt de o altă categorie. Sunt lupte mari și vreau în această zi să vedem cum am putea, din Cuvântul lui Dumnezeu, să extragem principii care să ne fie de folos în aceste lupte pentru a avea succes, pentru a avea biruință. Dragii mei, vreau să vă spun că în marile lupte ale vieții, ceea ce contează foarte mult, în primul rând, este antrenamentul. Dacă contează ceva, vreau să spun, spunea fratele Alex despre Naționala de Fotbal a României de dimineață, de aia suntem pe unde suntem, pentru că se vede cum ne antrenăm. Da? Deci, dacă vrei să pierzi o luptă, du-te nepregătit la ea. Dacă vrei să pierzi o luptă, du-te la lupta aceea absolut nepregătit și o să ți-o iei, în românește vorbind, ți-o iei în freză rău de tot. Pentru că, dragii mei, lipsa antrenamentului atrage eșec după eșec în viața noastră. Trebuie și ceea ce învăț de la Iisus Hristos, dragii mei, este că în a gestiona luptele vieții ai mare nevoie de antrenament. Trebuie să te antrenezi, trebuie să te pregătești pentru asta. Uitați ce face Iisus. Primul aspect pe care îl văd, dragii mei, este că Iisus stă cu ucenicii la o masă. Iisus stă cu ucenicii la masă, urmează peste câteva ore luptele intense, în rugăciune mai apoi, luptele intense care se dau când este arestat. Iisus știe ce urmează să se întâmple. Dar uitați-vă, se pregătește pe El și pregătește pe cei care sunt lângă El, pe ucenici, pentru această luptă. Și, dragii mei, Iisus Hristos înțelege că e nevoie de un antrenament, să te antrenezi pentru aceste lupte și trebuie să înțelegem și noi că fără de antrenament pierdem lamentabil luptele vieții. Dar Iisus, uitați-vă, Iisus stă la masă cu ucenicii și mănâncă. Stă la masă cu ucenicii și mănâncă. Ce e spiritual în asta? Frate Dorel, ce e așa spiritual în asta? Oameni buni, noi avem suflet, avem duh, dar avem și trup. Și ascultă-mă ce spun. Sufletul tău este, starea sufletului tău este influențată și de starea trupului tău. Spune aici, duhul este plin de râvnă, dar carnea cum e? Neputincioasă. Deci dacă nu ții cont de faptul că trupul tău are anumite limite, și dacă produce anumite dezechilibre în organismul tău, ascultă-mă ce spun, vei fi influențat și din punct de vedere emoțional. De e foarte important să fii disciplinat. Uitați-vă, Iisus Hristos, dragii mei, înțelege că trupul are nevoie de hrană.
Și știu, poate că la orizontul vieții tale stau lupte mari de tort și ești îngrijorat de ele, că mâine vei avea o luptă puternică, peste o săptămână urmează o luptă puternică. Ești îngrijorat, ești speriat probabil, dar ascultă-mă, nu care cumva să îți neglijezi nevoile tale fizice. Înțelege că trebuie să te alimentezi corect. Adevărat că eram undeva într-o biserică și a trebuit să expun principiul ăsta. În fața mea, pe primul rând, erau 5 frați, toți over 120 pe acolo undeva. Și am zis, n-aș știu cum să zic, pentru voi nu-i valabil, dincolo, din rândul al doilea e valabil principiul ăsta. După aia am stat de vorbă cu ei și am aflat că toți 3 trebuiau să plece, toți 5 trebuiau să merge, să meargă săptămâna următoare în Turcia la mișurarea de stomac. Și am zis, no, bun, pentru voi nu-i valabil principiul ăsta cu mâncatul, trecem la al doilea. Dar e foarte important, dragii mei, ascultați-mă, să ai grijă de trupul tău. Știu că la noi, în mediul evanghelic, la pocăiți, n-am pus deloc accent pe treaba asta. N-am pus deloc accent pe faptul că trupul tău este totuși ce? Templu? Îți place cum arată templul Duhului Sfânt? Trebuie să fim atenți, oameni buni, la astea. Cu ani de zile în urmă, un predicator scoțian care a murit la 29 de ani de surmenaj. 29 de ani. În timpul Marii Treziri din 1904, 1905, 1906 în Țara Galilor. Au fost foarte mulți oameni care s-au implicat full-time în lucrarea lui Dumnezeu. Un predicator scoțian, pentru că merge dintr-un loc în altul, toată ziua e pe la evanghelizări, toată ziua predică, nu mai doarme, nu se mai odihnește, nu mai mănâncă, toată ziua e în post. Omul ăsta ajunge pe patul de spital și pe patul de spital își dă seama ce a făcut. Scrie în jurnalul lui și ultimele cuvinte sunt așa de triste. Și ce spune omul ăsta? Ultimele lui rânduri scrise pe acest pământ, pe un pat de spital, mort de burnout, de survenaj. Și omul ăsta scrie așa, Dumnezeu mi-a dat un cal și o scrisoare. Calul este trupul meu, iar scrisoarea este Evanghelia pe care trebuie să o propovăduiesc. Dar spune omul ăsta așa, vai nesăbuitul de mine, pentru că am omorât calul, nu mai pot să duc scrisoarea. De-aia, ascultați-mă, în fața luptelor vieții, știu că tendința este să te închizi, tendința este să nu mai ai chef să mănânci pentru că ești amărât, pentru că ești supărat. Psalmul 43 spune, cuvântul 42 cu 3 spune, fiul lui Asaf, care într-un astfel de context zice, cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte. Adică omul ăsta nici nu se odihnește și nici nu mănâncă. Pentru că de foarte multe ori noi neglijăm partea asta. Iisus nu neglijează. Iisus știe, dragii mei, gândiți-vă, n-am fi băgat 3 zile de post, știind că urmează Ghețimaniu. Oameni buni, ascultați-mă, ce vă spun acum, nu este, Doamne ferește, să înțeleagă cineva că v-a zis că nu trebuie să postim, dimpotrivă, dar toate lucrurile și-au ce? Și-au vremea lor. Postul își are vremea lui. Dar ascultă-mă, nu fi nesăbuit, să-ți ignori nevoile acestea pe care le ai la nivel fizic. Iisus, dragii mei, mai apoi face un alt lucru, zice Biblia, când se coboară din odaia de sus unde mâncă cu ucenicii, Iisus spune cuvântul lui Dumnezeu că se coboară cu ucenicii înspre pârâul Chedronului, merge spre muntele Măslinilor, dar Iisus în timp ce merge cu ucenicii spre Ghețimani, și ce face? Cântă. Iisus cântă cu ucenicii. Stau împreună la părtășie, au o masă, dar după aceea uitați-vă ce înseamnă antrenamentul pentru o luptă. Iisus cântă cu ucenicii. Un mod de a te antrena pentru luptele vieții, ascultă-mă, este să cânți. Vreau să vă mărturisesc, am experimentat personal, nu din auzite, nu din poveștile altora, am experimentat în viața mea de câteva ori puteri extraordinare din partea lui Dumnezeu, nu la rugăciune, ce am experimentat de foarte multe ori, credeți-mă, nu doar la rugăciune sau în alt context, am experimentat în timp ce cântam, am experimentat parte de vindecare, ascultați-mă, emoțională, spirituală, fizică, într-o situație, în timp ce cântam. Pentru că în cântare, dragii mei, este putere. Atunci când lau pe Dumnezeu, atunci când, ascultă-mă, când gura mea laudă pe Dumnezeu, când puterea lui Dumnezeu este proclamată, dragii mei, se coboară peste noi. Pentru că în cântare este putere. De aceea nu neglijați partea de laudă și de închinare în biserică. De aceea cântați, oameni buni, știți de ce? Pentru că în prezența, în puterea lui Dumnezeu, în mijlocul laudelor poporului sau cine se coboară? Se coboară prezența Domnului.
Marea noastră problemă, spunea cineva și dau mare dreptate, este că am ajuns să știm, să auzim cântări, dar nu le mai cântăm. Cântă, pentru că e foarte important. Laudă-L pe Dumnezeu. Ascultă-mă, în momentele grele din viață, laudă-L pe Dumnezeu. Asta face Pavel și Sila, noaptea, în temniță, laudă pe Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, cântarea e importantă. E așa de importantă cântarea. Cu ani de zile în urmă, undeva în Newcastle, un oraș din Marea Britanie, din Anglia, aveau oamenii ăștia tot felul de dileme și câțiva dintre cercetători legate de human behavior, comportament omenesc, în fine, sociologi, au vrut să facă un lucru, cum reacționează oamenii la două feluri de muzică diferite. Aveau probleme mari cu rata de vandalism, oamenii spărgeau tot ce prindeau, stații de autobuz, tomberoane, tot ce prindeau spărgeau, locuri publice. Și au făcut un experiment într-o stație de autobuz în Newcastle. O lună de zile au pus muzică heavy metal rock. Vezi, vine pe aia să spargi tot ce prinzi. Și într-adevăr, într-o lună de zile au fost vandalizată stația. Oameni normali, atenție, în aparență. Când pe box era băgat acolo, au început să spargă. După ce au făcut lucrul ăsta, timp de o lună de zile numai heavy metal rock din aia grea. După o altă lună de zile au pus muzică clasică. Beethoven, Bach, Handel. Știți ce au observat? Că rata vandalizării în locul respectiv s-a redus dramatic. Concluzia acestui experiment a fost următoarea. Muzica are efect terapeutic. Ei, vreau să vă spun ceva, dacă la nivel de știință oamenii înțeleg că muzica te influențează, că muzica te îndeamnă să faci ceva sau nu, vreau să vă spun ceva, din punct de vedere spiritual, cântarea e foarte importantă. Iisus, dragii mei, spune Biblia că a cântat cu cine? Cu ucenicii. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Uitați-vă un alt mod în care Iisus Hristos se antrenează pe ucenici și mai apoi se roagă cu ei. Se roagă cu ei. Dar, dragii mei, aici vorbesc ceea ce am spus de foarte multe ori, cât de important este să ai un loc în care să te rogi. N-aș vrea să fac un sondaj de opinie în biserică, să întreb câți dintre dumneavoastră aveți o odăiță. Principiul acesta al odăiței, în care efectiv să te retragi și să te rogi înaintea Domnului. Să ai un loc al tău în care să te rogi. Pentru că, dragii mei, lucrul ăsta e foarte important. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 18 cu 2, și ce spune Biblia? După ce a ieșit afară, zice că Iisus a dus, ca de obicei, pe muntele măslinilor. Acolo este grădina aceasta. Unde credeți, dumneavoastră, de unde credeți și Iuda, unde să meargă să-L prindă pe Iisus? Pentru că spune acolo, tot în Ioan, zice că știa că Iisus avea obiceiul să meargă acolo. Pentru că Iisus are un obicei spre odăiță. Cum arată calea ta spre odăiță? E bătătorită? Sau nici nu mai știi cât te rătăcești, că n-ai fost de mult pe acolo, ai nevoie de GPS. Odăița e foarte importantă, fraților. Odăița e foarte importantă. E atât de important să ai un loc în care să stai cu Dumnezeu. E atât de important să ai un loc al tău în care să ai părtășie cu Dumnezeu fiecare zi. Lucrul ăsta este extraordinar de important. Știu asta pentru că în familia noastră am avut un bunic. Eu m-am născut în 1985, el în aprilie, el a murit în octombrie 1985, în același an. Nu l-am cunoscut, dar bunicul meu, Andrei, așa l-a chemat, bunicul meu a avut un obicei pe care îl cunoșteau nu numai familia, îl cunoșteau toți frații. Omul ăsta, în fiecare zi, avea un timp anume în care se închidea în camera lui. Și a spus bunicii mele, i-a spus tatălui meu, i-a spus mamei mele, să nu care cumva cineva dintre voi să vină să mă deranjeze. Ăsta e timpul meu cu Dumnezeu. N-aveți voi să intrați. Numai dacă arde casa, ăsta e singurul motiv pentru care puteți să veniți să mă deranjați. Pe vremea aceea erau urmărit de către cei de la securitate pentru că fondase în satul nostru prima biserică alături de o altă familie. Era căutat deseori, chemat, dar întotdeauna au fost două, trei situații, îmi spunea bunica mea, când au venit cei de la miliție să îl ia la întrebări că umbla nu știu pe unde la evanghelizare, că au dus două Biblii, au zis bunica mea, ferească-vă Dumnezeu să intrați acolo.
că nu mă lasă nici mă. Ce faci? Trebuie să aștepți. Vă dau o plăcinte, că n-avea cafă pe vremea, o plăcinte până... Și stăteau aia săra, zice, nu, eu nu mai stau, că-s grăbi. La, zice, lasă că vin data viitoare. Dar bunica mea întotdeauna a știut principiul ăsta și l-a transmis și altora. E așa de important și nu mă miră faptul că bunicul meu, deși a fost un om foarte simplu, cu trei clase. Spuneau frații din sat, din Brădet, că îl duceau când s-a îmbolnăvit la biserică, îl duceau cu patul să predice în biserică, că era foarte bolnav în ultima perioadă. Știa pe de rost Biblia, multe pasaje din Biblie, dar puterea lui a stat în odăiță. Caută-ți un loc. În marele lupte ale vieții caută-ți un loc. Marele lupte ale vieții necesită antrenament. Iisus stă în părtășie cu ucenicii, nu neglijează lucrul acesta, cântă cu ei, se roagă cu ei. Al doilea principiu, ascultă-mă, e foarte important pentru ca în aceste mari lupte ale vieții să ieși biruitor din ele. E foarte important pe lângă antrenament, e foarte important mai apoi, doi, anturajul. Contează foarte mult anturajul pe care îl ai. Anturajul este extraordinar de important ca să poți să răzbești în luptele acestea ale vieții. Pentru că oameni buni, oamenii, e o vorbă românească, spunem cu cine te adun ca să spun cine ești, nu? Anturajul e foarte important. Dar ce vreau să vă spun, dragii mei, este că când ești angrenat în lupte grele în viață, spiritual, există un mare pericol pe care vreau să-l sesizați împreună cu mine și trebuie să-l recunoașteți că e instinctiv în noi. E pericolul singurătății. Oamenii, vreau să vă spun, au tendința naturală în ei că atunci când au probleme în viață, când stau în fața unor lupte care parcă-s copleșitoare, și că e tendința mea și a ta să ne retragem. Tendința noastră, dragii mei, este să ne închidem în noi. Tendința noastră este să ne izolăm. Tendința noastră este să nu spunem nimănui lucrurile cu care ne confruntăm, să nu spunem nimănui frământările noastre. Ne izolăm de alții pentru că de foarte multe ori, știți care e impresia pe care o avem noi, este că alții, ceilalți, nu te pot ajuta cu nimic. Și dacă îi spun, la ce mă ajută? Dacă îi spun ce probleme am acum, la ce ajută? Și avem scuze. Și diavolul îți fabrică, scuză-mă, pe bandă rulantă scuze pentru a sta singur, pentru a te izola. Ne izolăm de alții, dragii mei, în luptele acestele vieții pentru că ne este foarte teamă mai apoi de cum vom fi judecați de ceilalți. Păi cum, mă, tu pocăi de 20 de ani să ai îndoieli? Păi cum adică tu să ai frământările? Mă zici cu Domnul înainte, nu există așa ceva. Și pentru că oamenii de foarte multe ori, dragii mei, ne judecă greșit pentru că ai avut experiențe nefericite cu alții, tind să generalizezi, să spui toți la fel, toți sunt o apă și un pământ, Doamne. Eu nu mai spun nimănui problemele mele, le spun Domnului. De atât de multe ori stau de vorbă, mă duc și la conferințe de tineret și nu mai, și sesiunea de întrebări și răspunsuri, Q&A, și le spun întotdeauna, căutați-vă pe cineva cu care să vorbiți. Ăsta e cel mai important, primul principiu, căutați-vă un mentor spiritual. Întotdeauna primesc feedback-ul ăla, frate, eu am avut o experiență așa, i-am zis, o spus la nu știu câți, eu nu mai spun la nimeni. Vreau să spun ceva, faptul că ai avut o problemă la un moment dat în direcția asta nu anulează principiul. E foarte important să nu te izolezi. Pentru că, dragii mei, citeam săptămânile trecute o carte a lui Gabor Mate, Mitul Normalității. Și omul ăsta spune că, citează un studiu, un articol publicat în New York Times în urmă cu mai mult timp de zile și vorbește despre faptul că oamenii singuri, nu numai că se îmbolnăvesc, mor mai repede decât ceilalți. Oamenii care se izolează comunitar sunt oameni care mor pur și simplu mai repede. De două ori șanse statistică ai dacă nu ești un om care să ai dimensiunea asta a socializării. Socializează, deschide-te, vorbește cu oameni. Pentru că, ascultă-mă, izolarea aduce o moarte prematură. Astea sunt chestii științifice. Dar e foarte important. Spunea tot aici în studiul acesta că efectiv efectul nociv pe care îl are izolarea, gândiți-vă, numai o zi, e ca și cum ai fuma 15 țigări pe zi în ziua aia. Ăsta e efectul nociv asupra organismului tău. Faptul că ești singur, faptul că nu stai în părtășie cu alții, faptul că nu comunici. Spunea omul acesta și la un moment dat Larry Crabb, unul de cei mai mari consilieri creștini, spunea, efectiv în cartea Conectare Interpersonală, ceea ce vindecă cel mai mult, spunea el, am observat, este pur și simplu părtășia, dimensiunea comunitară.
Există ceva supranatural în părtășie, ceva ce nu vedem, dar simțim. De aia nu te izola, te rog, în numele lui Iisus, ascultă-mă ce spun. Știu că tendința e să te închizi în tine și diavolul o să-ți ofere 7000 de argumente, să nu spui nimănui problema ta. Dar ascultă-mă, în fața acestor mari lupte care stau în fața ta, vei pierde. Și ai șanse mari să pierzi, știi de ce? Pentru că te izolezi. Dar în același timp, pe lângă acest pericol al singurătății, există și un principiu al selecției. Trebuie să fii selectiv în relațiile tale. Și am împărtășit în biserică, în timpul motivațiilor, de foarte multe ori principiul acesta. Fii selectiv în relațiile tale. Da, e adevărat că trebuie să te înconjori cu oameni, dar nu cu orice fel de oameni. Pentru că dacă vă uitați aici, Iisus care trebuie să intre în Ghețiman, dragii mei, pur și simplu până acolo îl tolerează pe Iuda, dar în momentul în care îi spune lui Iuda, pleacă. Unul dintre voi mă va vinde. Iuda n-are ce face, pleacă. Își dă seama că e de conspirat, pentru că există un moment al vieții, înțelege ce spun. Nu poți să te duci în Ghețiman cu Iuda. Nu poți să te duci în aceste lupte spirituale și să-l ai pe Iuda lângă tine. Vei spune acum, cine e Iuda? Roagă-te Domnului. Și o să spună. Asta face Iisus. Dar mai apoi spune cuvântul lui Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu că se duce cu ceilalți ucenici rămași, se duce în muntele măslinilor, în acea grădină. Și pur și simplu îi lasă, un grup din ei îi lasă acolo și le spune, mă duc să mă rog, le ia pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, le spune, sufletul meu e cuprins de o întristare de moarte, vegheați un ceas împreună cu mine în rugăciune și după aceea se duce mai departe cât la o aruncătură de piatră. De ce precizează evangheliștii detaliul ăsta că Iisus de la Petru, Iacov și Ioan, după ce le-a spus, asta e problema mea, cu asta mă confrunt. De ce pleacă cât la o aruncătură de piatră? Am dat seama că și am putut să vizualizez locul acela zilele trecute. E un urcuș așa, efectiv, e părâul Chedron și începe muntele măslinilor. Munte evrei zic la ceea ce noi deal, să ne înțelegem, 300-400 de metri. Dar un munte cu o semnificație aparte în Biblie. Iisus îi lasă undeva jos pe cei 8, îi duce mai departe pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, le spune problema lui, să se roage cu ei, să se roage practic pentru el, să vegheze împreună cu el. Și după aceea merge mai în sus, cât la o aruncătură de piatră. Suficient de aproape încât să îi vezi și să te vadă, suficient de departe încât să nu te audă. Pentru că e adevărat, sunt anumite lucruri pe care le spui lui Dumnezeu. Dar de ce așa de important în câmpul tău vizual să existe oameni? Petru, Iacov și Ioan nu sunt perfecți. Ăștia sforie când vine Iisus. Ai zice, bă, serios acum, un ceas? Ascultați-mă, nu sunt oameni perfecți. Dar așa de mult contează prezența lor în viața ta. Fii selectiv cu oamenii din anturajul tău. Înconjoară-te cu oameni cu care... Păi cum poți să spui că e prietenul tău dacă nu poți să-i spui ce te apasă? Cum poți să... Am prieteni, am frații, dar tu nu poți să stai să-ți deschizi inima. Cum aș putea să te ajut dacă nu știu prin ce treci? Cum aș putea să mă rog? Mă rog la general, la betonieră? Hai, Doamne, ajută-l, mântuiește-l, bag. Spune specific, asta e problema. Iisus Hristos nu vine vag, știți, am o problemă, rugați-vă, am o cauză, știți asta? Am o cauză, rugați-vă. Iisus spune, sufletul meu, specific, e cuprins de o întristare de moarte, vegheați, am nevoie. Pentru că e foarte important, ascultă-mă, e foarte important anturajul ca să ai biruință. Apoi, în marile lupte ale vieții, dragii mei, știu ce mai contează pe lângă antrenament, pe lângă anturaj, contează foarte, foarte mult atitudinea. Atitudinea este extraordinar de importantă. Și, dragii mei, nu vorbesc de gândirea pozitivă aici, ci vorbesc de atitudinea care ți este dată prin cuvântul lui Dumnezeu, îndrăzneala pe care o ai de la Dumnezeu. Atitudinea e foarte importantă, dragii mei.
Am citit un studiu care spune că, și îl spuneam într-o altă predică în biserică, în urmă cu ceva, cu câteva luni de zile, statistic vorbind, succesul în viață e determinat în proporție de 12,5% ce știi, informația, dar în același timp restul, 85%, succesul în viață e generat, determinat de atitudine. Că degeaba știi dacă nu aplici. Că degeaba poți să știi, ascultă-mă, o Evanghelie pe de rost, dacă nu aplici un verset care e esențial pentru viața ta. Poți să știi teoretic foarte multe, dar dacă nu le aplici practic, nu te ajută la nimic. Am văzut lucrul acesta legat de atitudine, eram în facultate și pe vremea aceea la București preda un profesor extraordinar. E o minune că omul ăla a ajuns să predea la Institutul Logic. Noi pentecostale credem minuni, cred că de asta a fost. Mihai Dinu, profesor universitar, doctor Mihai Dinu, este primul profesor din România care a predat cursul de comunicare interpersonală. Atât de mult m-a ajutat cursul ăsta. Dar ascultați-mă, când ajungeam la institut, auzeam din primul rând de sperietoare anumită Mihai Dinu. Zice, bă, ce an sunteți? Doi? Unu? Ah, e ok, să vedeți anul trei. Ce? Dar ce e anul trei? Mihai Dinu. Bă, zice, ăla nu trece nimeni. Să vă imaginați că bunicul acestui Mihai Dinu a fost Mihail Manoiloiu, care a fost ministru al economiei în perioada interbelică. Are o statuie în Brazilia, datorită tezelor economice pe care le-a dus, Brazilia a aplicat o grămadă din tezele lui economice. Acum omul ăsta vine dintr-o spiță genetică foarte erudită. Vreau să vă spun că ne-a complexat, ne-a șocat de câte multe lucruri știa. Și vă spun că dacă m-am temut în anul 3 de ceva, m-am temut de examenul cu fratele Mihai Dinu. Niciodată nu dădea la Mihai Dinu examen scris oral. Te duceai la bol, te rugai, Doamne, fă să cadă ce știu. Și după aceea aveai 10 minute, îți dădea biletul și spunea, spune. Atât de stresat a fost un coleg de-a meu. Nu exagerez ce vă spun, un coleg de-a meu așa de stresat a fost că la un moment dat, în timp ce și-a făcut niște o omletă, vorbea cu ouăle, de la stres. Am zis, Doamne, ajută-i! Ei, în anul nostru era un băiat. Nu era din Bihor, că Bihor înseamnă bărbat sau tărâs, BH, dar nu era de asta. Ardelean totuși. Bă, noi ne stresam toți, citeam, ne zbăteam capul, doar ziceam, Doamne, dacă aș lua un 7, la cât am învățat? Cuiva ține minte că eu curs sânge pe nas de la stres. Toți visam, bă, dacă luăm un 7, wow! Și un coleg de-a meu pur și simplu în ultima seară să pune, bă, ce ați citit? Hai să văd, bă, ce, mâine avem examen, hai să citești eu ceva. Zic, du-te, mă, vezi de treabă, du-te la restanță direct, că n-are niciun rost. Bun. Vine ziua cu examenul, bagă mâna în bol, deschide, țin minte că a fost în fața mea. Și spune profesorul Dinu, zice, stimabile student, te rog să-mi spui ce știi pe marginea subiectului. Bă, și începe colegul meu. Știți, acest concept ar începe, uite să... Stop. Dom'le, ce spui tu, e frumos, adică are estetică, dar n-ai nicio treabă cu subiectul, revinu la subiect. Ok, zice, bine, mă scuzați. Iar înapoi, divagație de la subiect. Stop, oprește-te, zice. Bă, omule, înțelegi ce spui tu? Sună bine, dar n-ai nicio treabă cu materia, asta e altceva. Iar îl pune a treia oară, aceeași chestie. Stop, oprește-te. Zice. Bă, zice ceva, habar n-ai de subiect, a zis. Dar știi ceva, a zis? O să fac ceva ce n-am făcut în viața mea de profesor. Îți dau 6, pentru atitudine. Și-a plecat cu 6. Și am plecat cu 7 și m-am chinuit săracul de mine, că am vrea să vorbesc și eu cu omleta la un moment dat. Știți, nu încurajez ignoranța, Doamne ferește, dar ce vreau să vă spun, dragii mei, este că unii oameni cu foarte puțin fac multe. Unii oameni cu capul mare nu reușesc să mute atât. Avem capul plin de Biblie, știm că trebuie să fim până la marginea pământului și noi nu mergem un metru până la vecin. Atitudinea contează foarte mult, dragii mei. Atitudinea contează foarte mult. Uitați-vă la Iisus, deși într-o situație disperată, situația în care este Iisus e împovărătoare. Iisus, dragii mei, are o atitudine extraordinară. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan 18:4, Iisus, care știa tot ce avea să-i se întâmple, a mers înspre ei și le-a zis, pe cine căutați? Iisus, știți ce face, dragii mei?
se duce spre oameni cu o atitudine demnă. Dar în același timp, și ce spune Biblia? Când se duce în fața Tatălui, știți cum se roagă? Nicăieri parcă nu-L vei vedea pe Iisus mai vulnerabil, parcă ca aici, omenește vorbind. Expresia umanității lui Iisus se vede cel mai clar aici, în Matei 26. Spune Biblia că s-a rugat și picăturile lui de sudoare s-au prefăcut în sânge. Medicii spun că în momente de agonie intensă se petrece procesul ăsta biologic, chimic. Se pot preface efectiv să curgă sânge prin piele. De la intensitatea luptei. Dumneavoastră imaginați ce a fost în inima lui Iisus? Și ce mi se pare interesant, că Iisus parcă toată disperarea o duce înaintea Tatălui. Dar când vin oamenii să-L aresteze, să-L prindă, Iisus e atât de demn. Pe cine căutați? Eu sunt. Atitudinea contează foarte mult, dragii mei. Contează atitudinea extraordinar de mult. Și uitați-vă, Iisus spune mai apoi, zice versetul 46, sculați-vă, haideți să mergem, iată că se apropie vânzătorul. Unde merge Iisus? O fugit? Nu, Iisus merge spre ei. Pentru că, dragii mei, dacă nu vă învăța în seara asta principiul acesta că sunt lupte în viață pe care trebuie să le înfrunți, câtă vreme vei tot fugi înapoi, vei tot fugi, vei pierde. E vremea, ascultă-mă ce spun, să te duci înainte. E vremea să-ți înfrunți temerile și fricile tale. E vremea, și de ce pierzi într-una? Pentru că ți-ai păstrat acolo undeva o cale de fugi, de rezervă întotdeauna. Napoleon Bonaparte, dragii mei, a început cu adevărat să aibă succes în campaniile lui militare din Italia de Nord. Știți în momentul, dragii mei, în care el observa, se duceau la luptă, treceau peste un râu undeva în nordul Italiei, dar păstrau podul pe care mergeau, știți? Și au văzut că întotdeauna soldații lui dădeau de greu în luptă, fugeau înapoi pe pod. Și într-o zi Napoleon Bonaparte a dinamitat, a dat comandă să se dinamiteze podul ăla pe care tot fugeau înapoi soldații lui. Și au zis, băieți, în spate nu-i drum înapoi, nu vă puteți, apa e prea mare, vă necați în față dușmanii, muriți sau dincolo de ei este viața. Trebuie să luptăm. Dacă, ascultă-mă ce spun, încă o să ai podurile acelea mentale pe care fugi înapoi, după fiecare lovitură, te ascunzi, nu o să ai biruință niciodată. Iisus Hristos, dragii mei, nu fuge, Iisus merge spre ei. Pentru că asta înseamnă, dragii mei, să avem o atitudine potrivită. Dumnezeu să ne ajute în direcția asta. Dar, știți, mai este nevoie de ceva. În marile lupte ale vieții, dragii mei, în aceste mari lupte ale vieții, pe lângă antrenament, pe lângă anturaj, pe lângă o atitudine de care trebuie să ții cont, e foarte important și alegerile pe care le faci. Antrenamentul, anturajul, atitudinea și alegerile. Alegerile sunt extraordinar de importante. Trebuie să alegi. Și când vorbesc despre alegerile pe care, uitați, Iisus le face aici, pe care trebuie să le fac și eu și cu tine, dragul meu, ascultă-mă ce spun. Trebuie să alegi să te consulți cu Dumnezeu. Am subliniat de foarte multe ori principiul acesta pentru că îl văd atât de ignorat în viața credincioșilor. Știți care este marea noastră problemă de cele mai multe ori când vine vorba de voia lui Dumnezeu? E că noi nu ne consultăm cu Dumnezeu, noi îl informăm pe Dumnezeu. Știți, e o mare diferență între a te consulta cu cineva sau alta este a te a-l informa pe cineva. Am decis sau am de luat o decizie, ce e de făcut. Știți cum venim noi la Domnul? Noi zicem că am căutat, l-am întrebat pe Domnul. Nu, l-a informat pe Dumnezeu. Doamne, atât de mult îmi place fata, eu vreau, Doamne, ajută-mă, Doamne, poșur, mă pochești, dacă vrei mă duc misionar, dacă acceptă să fii soția mea. Tu nu mai te consulți pentru că tu îl informezi practic pe Dumnezeu. Știți ce face Iisus? Iisus Hristos, dragii mei, se duce în grădina Ghețiman și vă rog să urmăriți aici două etape. Prima dată zice, Tată, dacă se poate. Nu a zis, la tine toate sunt cu putință, știu că mă pot scăpa. Iisus nu a mers cu atitudinea asta. Iisus și ce spune? Tată, dacă se poate, depărtează de mine paharul ăsta. E o diferență. Dacă se poate, Iisus se consultă cu Tatăl. Iisus se consultă cu Tatăl. Și după aceea, dragii mei, în versetul 39, vedem a doua oră, venind după ce se roagă o oră și ceva, spune, Tată, am înțeles că nu se poate.
atunci facă-se voia ta. Vreau să te întreb, tu te consulți cu Dumnezeu sau tu îl informezi pe Dumnezeu când vine vorba de ce îți dorești? Știi de ce n-ai auzit vocea Domnului încă? Știi de ce n-ai auzit încă glasul lui Dumnezeu? Știi de ce ești încă într-o ceață? Pentru că tu l-ai informat pe Dumnezeu, tu nu l-ai consultat pe Dumnezeu. Și ceea ce vă spun acum e un caz real, împărtășit de un tânăr, care mi-a povestit că luni de zile a discutat cu o fată și era atât de perfect încât vorba aia nu e adevărat. Era prea frumos ca să fie, și într-adevăr a fost prea frumos ca să fie adevărat. Că uneori când ceva ce e prea frumos să fie adevărat, e prea frumos, dar nu e adevărat. Și îmi povestea că atunci când a cunoscut-o a fost extraordinar de încântat. Wow! Îl făcea praf la Biblie. Știa Biblia, versete din Biblie. O întreba, cu voia Domnului, vrei să și mănânci, dacă va voi Domnul. Wow! Ne vedem mâine, nu că mâine sunt zi de post. Domnul, eu când am mai postit ultima dată? Atâta m-am complexat în fața ei și am zis, mă duceam înaintea Domnului pe genunchi, Doamne, dă-mi eu. Doamne, eu vreau. Nimeni consultare, informare, îl informez pe Dumnezeu. Tot a durat până câteva luni de zile, și luat inelul de logodnă, pregătit o ceară mare, scenariu, din la fain, pregătit acolo. Ceva frumos, nu vă dau idei, dar a fost ceva fain. Păcat că nu m-ai apucat să-l pun în aplicare. Mai târziu, după 2 ani de zile, după ce a suferit, după ce a fost în jale, și-a revenit și i-a dat Dumnezeu pe cine trebuie, dar îmi spunea, Dorel, zice, până noaptea dinainte să o ceară în căsătorie, nu mai spuneam Domnului cât e de minunat. Doamne, ce binecuvântat sunt, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, până la margine pământului mă duc. Și au zis că o noapte înainte aveam o neliniște teribilă în inima mea și am zis, am realizat, spunea în rugăciune, că eu de fapt doar l-am informat pe Dumnezeu și nu m-am consultat cu El. Și am zis, Doamne, Tu ce spui? Doamne, Tu ce spui? Ok? Am realizat, spunea El, că Dumnezeu știe ce eu nu știu, că El vede ceea ce eu nu văd. Și a zis, Doamne, Te rog frumos să-mi spui ce crezi Tu. A zis, facă-se voia Ta. Noaptea ce am povestea că a avut un vis. Nu prea avea visuri. Dar a zis, în noaptea am avut un vis și în visul ăsta mi-a apărut acea fată și pur și simplu, pe un zid în spatele ei, erau aspecte ascunse din viața ei. Erau parcă notate pe zidul ăla. M-am trezit, m-am speriat. Împotrivire. M-am culcat înapoi și am a doua oară același vis. Și știam eu că când e de 2 ori deja ceva e. Și s-a confirmat în timp ce am confruntat-o a doua zi despre informațiile acelea, s-a confirmat că erau adevărate. Dar vedeți dumneavoastră, ne-ar scuti Dumnezeu uneori de luni de zile de nonsens. Ne-ar scuti Dumnezeu uneori de luni de zile de muncă degeaba. Ne-ar scuti Dumnezeu uneori de ani de zile pierduți nu știu pe unde, nu știu ce loc de muncă, nu știu ce relație, dacă nu l-am mai informat pe Dumnezeu și dacă ne-am consultat cu Dumnezeu. Știi, în luptele astea ale vieții trebuie să alegi. Alegerile sunt importante. Și ce trebuie să alegi? Ascultă-mă, te provoc în seara asta. Alege să te consulți cu Dumnezeu. Și după ce te consulți cu Dumnezeu, voia ta, nu voia mea, deși tare mult mi-ar plăcea ce spune inima mea, nu? După ce te consulți cu Dumnezeu, după ce afli părerea lui Dumnezeu, știi ce să spui? Ok, Doamne, nu numai că mă consult cu Tine, cedez în fața voii Tale. Dacă credeți că asta e ușor, vreau să vă spun că este cel mai greu lucru aproape în viața unui credincios. Să cedezi în fața voii lui Dumnezeu. Vreau să vă citesc ceva. Ioan capitolul 2, Faptele Apostolilor capitolul 21. Pavel în culmea succesului.
plantează biserică după biserică. Deja este cunoscut, se aude despre el. E în vogă, e pe val. De vreau să vă citesc din capitolul 21 din Fapte ceva. După ce ne-am smuls din brațele lor, am plecat pe apă, ne-am dus drept la Cos a doua zi, la Rodos și acolo la Patara. Am găsit o corabie care avea să treacă în Fenicia. Ne-am suit în ea și am plecat. Am trecut prin fața insulei Cipru, am lăsat-o la stânga și ne-am urmat drumul spre Siria. Apoi ne-am dat jos la Tir, unde avea să se descarce corabia. Acolo am găsit pe ucenici și a rămas 7 zile. Ucenicii prin Duhul ziceau lui Pavel să nu se suie unde? La Ierusalim. Dar când s-au împlinit zilele, am plecat și ne-am văzut de drum. Și ne-am petrecut toți cu nevestele și copiii până afară din cetate, ne-au petrecut, am îngenunchiat pe mal și ne-am rugat. Apoi ne-am luat ziua bună unii de la alții și ne-am suit în corabie, iar ei s-au întors acasă. Unde-i Pavel? E în drum spre Ierusalim. Ce se întâmplă în Tir, în nord de Israel, în zona Libanului de astăzi? Nu te duce la Ierusalim. După ce ne-am isprăvit călătoria pe mare, din Tir am plecat în Ptolemaida, unde am urat de bine fraților și am stat la ei o zi. A doua zi am plecat și am ajuns la Cezarea, tot mai aproape de Ierusalim, pe malul Mării Mediterane. Am intrat în casa lui Filip Evanghelistul, care era unul din cei 7, și am găzduit la el. El avea 4 fete fecioare care proroceau. Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc numit Agab s-a coborât din Iudeia. Agab, cel mai puternic proroc al vremii, face parte din biserica din Ierusalim. Și zice Biblia că a venit la noi. A luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis: iată ce zice Duhul Sfânt. Așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cărui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Când am auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de acolo, am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Atunci Pavel a răspuns: ce faceți de plângeți așa? Și cum îl rugau ăștia pe Pavel? Cu lacrimi. Nu te du. Eu, zice Pavel, sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului. Auziți? Dacă am văzut că nu-l puteam îndupleca, n-am mai stăruit și am zis: ce am zis? Facă-se voia Domnului. Știți cine a zis asta? Alții. Frate Pavel, facă-se voia Domnului. Uneori e greu să-i spui, când știi ce-l așteaptă pe cineva, pe drumul pe care merge, împotrivirile de care o să aibă parte, prigoana de care o să aibă parte. E greu să spui, facă-se voia Domnului. Ai vrea din toată inima să-l oprești. Dar Pavel, dragii mei, face voia lui Dumnezeu. Pentru că zice: și acum, împins de cine? De Duhul. Mă duc la Ierusalim. Da, Dumnezeu îmi spune din cetate în cetate că mă așteaptă acolo lanțuri și probleme și necazuri. Dar știi ceva? Eu m-am consultat cu Dumnezeu. Și nu numai că m-am consultat cu Dumnezeu, eu am cedat în fața voii lui Dumnezeu. Facă-se voia ta. Luptele vieții, dragii mei, sunt despre alegeri grele. Ce alegi? Te consulți cu Dumnezeu sau îl informezi pe Dumnezeu pe mai departe? Cedezi? Ajută-ne, Domnul, asta. Haideți să ridicăm în picioare. Cel mai greu lucru, cel mai greu uneori, ascultați-mă, lucru în viața unui credincios este să se facă voia lui Dumnezeu. Pentru că de cele mai multe ori, vă spun, în percepția luptelor mele spirituale, de cele mai multe ori, voia lui Dumnezeu parcă e atât de contrară a ceea ce îmi doresc eu.
De multe ori îmi vine să mai am o replică și Dumnezeu spune taci din gură. De multe ori îmi vine să spun, Doamne, dar am dreptate, taci. De multe ori îți vine să mergi pe drumul ăla, Dumnezeu spune, nu-i, ălalalt. Oameni buni, noi ne rugăm rugăciunea și spunem Tatăl nostru care ești din cerul și e fain și super să fii copil de Dumnezeu, dar când spui Tată, e și ceva la care trebuie să te raportezi ca autoritate. Dacă ascultă-mă, degeaba spui Tatăl nostru, Tatăl meu, dacă nu faci ce spune El. Pentru că un copil în raport cu Tatăl trebuie să asculte. Pentru că părintele are autoritate asupra copilului și dacă nu înțelegi că ăsta e raportul tău cu Dumnezeu, ascultă-mă, ești un copil rebel. Trăiești în rebeliune. Mergi de capul tău, mergi pe drumurile tale și ai impresia că Dumnezeu o să fie cu tine. Nu! Știi de ce nu avem biruință? Știi de ce suntem praf? Știi de ce suntem prăbușiți de multe ori? Pentru că, dragii mei, nu cedăm în fața voii lui Dumnezeu. Pentru că noi vrem să-i arătăm lui Dumnezeu ce trebuie să facă, nu El să ne arate nouă ce avem de făcut. Pentru că încă nu înțelegi că în biserica lui Dumnezeu, că în relația cu Dumnezeu nu există democrație. Suntem îmbibați de Duhul acestei lumi, fiecare face ce vrea, fiecare face ce îi place. Și ce facem noi? Importăm sistemul de gândire a lumii în biserică. Și avem impresia că fiecare face ce vrea, umblă unde vrea, vorbește cum vrea, face ce vrea. Și Dumnezeu spune, hai că și de data asta te las. Tată, oameni buni, nu-i doar ceva fain, tată, nu-i doar ceva frumos, da, sunt copilul Domnului și tată mă primește. Ascultă-mă, tată, e și autoritate, e autoritate peste viața ta. Pentru că dacă nu ești un copil rebel, trăiești în rebeliune față de Dumnezeu, față de autoritatea lui Dumnezeu. Cel mai greu lucru, ascultă-mă, uneori în viață, este să spui, facă-se voia ta. Știu, e greu. Nu vă spun din poveștile altora, nu vă spun din prăpățanile altora, vă spun din propria mea viață. Atâtea vise am avut în viață, vise care mi le-am imaginat, pe care am vrut să mi le fac și Dumnezeu mi le-a zdrobit și a spus, nu asta-i. E greu, știi, să vii naiv uneori la Dumnezeu, să spui, Doamne, știu ce m-am gândit, hai dă binecuvântare că vreau să fac asta, îmi spune, nu! Eu am altceva pentru tine. E greu. E doar necesar înțelege lucrul ăsta. Altfel vom fi niște prăbușiți de serviciu în luptele vieții. Domnul să ne dea biruință. E greu, ascultă-mă, să mergi în care voi lui Dumnezeu. E cazul unui cunoscut misionar, translator în Vietnam. În anii 70, știți că americanii au dus un război crunt acolo și în Vietnamul de Sud au fost pe lângă armata americană care se lupta cu nordul comunist, au dus și un translator, au dus translator și au dus misionari creștini care au propovăduit Evanghelia în zone de junglă, în orașe. Și unul din ei, când americanii au trebuit să se retragă, când s-au retras înfrânți, știți că America au pierdut războiul ăla, și au rămas acei care erau translatori din triburile acelea, din zona aceea, din junglă. Și pe unul din ei l-au prins pentru că l-au numit colaborator cu americanii. Toți au fost băgați în pușcărie, cei mai mulți au fost omorâți, schinguiți, bătuți groaznic, luni, ani de zile. După vreo 10 ani de zile, unul din ei, dintre acești translatori ai misionarilor americani, a fost băgat în pușcărie, după 10 ani i-a dat drumul. Și omul ăsta știa că multă vreme în libertate nu o să stea, era creștin, credea în Dumnezeu, dar știa, trebuie să-mi caut un drum să scap, trebuie să scap cumva. Și spune că au găsit în zona unde erau ei, pe malul mării, au găsit o corabie veche, o barcă veche, ruginită, dar împreună cu un grup de alți 53 de creștini, toți vreau să fugă din țară înspre libertate. Și au făcut un sistem de lucru noaptea, vegheau o parte, lucrau, încercau să restaureze barca aia să poată să fugă, că e o barcă destul de mare, o corabie mai mare. Și au lucrat luni de zile la ea. Și cu 2 zile înainte să plece în ziua în care au programat noapte, când vreau să fugă, să meargă, să fie spre libertate, la ușa acestui om bat 4 ofițeri de la securitate, Viet Cong, ăsta era serviciul de securitate vietnamez, bat 4 la ușă. Și ăsta deschide și e șocat. A spus, domnule Hien Phan, că era numele lui, a zis,
Avem informații că pregătiți o evadare, plecați, aveți pregătit împreună cu un grup mare de oameni, peste 50, avem informații că vreți să plecați din țară. Domnul, e adevărat sau nu? Spunea Hempan, în momentul ăla am avut așa o dilemă, ce să spun? Adevăr, minciună? Spuneam că pocăiții știu să joace bine uneori. Atât de convingător a fost că zic, eu să plecăm, dar iubesc sa, dar nici nu se pune problema, dar cum să plec? Bă, zice, i-am convins pe ea că în 3 minute, ok, zic, bine, doar am vrut să verificăm și s-a dus. Sunt bucuros, am scăpat, wow, am scăpat, bun. Deci m-am întins în pat, liniștit, înainte să mă culc întotdeauna fac rugăciune. Doamne, îți mulțumesc pentru harul Tău, pentru binecuvântarea Ta, îți mulțumesc, Doamne, că porți de grijă, îți mulțumesc că vei fi cu noi, că vom evada, îți mulțumesc că vom merge spre libertate. Și Duhul lui Dumnezeu spune, stop, ai mințit. M-am pus în pace să dorm. Nu puteam să dorm. Ai mințit. Și-a zis, era vocea lui Dumnezeu care apăsa pe conștiința mea. Atât de greu mi-a fost, deci m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, îmi pare rău că am mințit. Vreau să fac voia Ta, Doamne, a zis. Și, Doamne, pentru că vreau să fac voia Ta, spun că dacă o să mai vină oamenii ăștia să mă mai întrebe a doua oară, îți promit că le spun adevărul. Doamne, facă-se voia Ta. M-am rugat foarte liniștit, pentru că am crezut că Dumnezeu mă înțelege. O noapte înainte să plece, a doua noapte, a doua seară, consecutiv, în timp ce îmi făceam bagajele, îmi pregăteam evadarea, schema, tot, bat din nou cei patru la ușă. Domnule Hempan, avem informații certe, clare, că împreună cu alți 53 de oameni pregătiți o evadare, o corabie. E adevărat sau nu? N-am putut zice, Doamne, nu se facă voia Ta. În momentul ăla eram prăbușit și o zi s-am făcut, în gest reflex am făcut, da, e adevărat, vrem să evadăm, dar nu vă spun cu cine. O întins mâinile ca să pună cătușile, știa ce urmează, pușcărie, moarte. Nu, zice, lăsați-le, nu, zice, vrem să evadăm și noi împreună cu dumneavoastră. Ce? Vrem să fugim cu dumneavoastră și noi. Ne luați? Cum să nu o zis el? Au fugit, au zis, a doua noapte după aceea au fugit toți. În loc de 53, au fost 57 în barca aceea. Și ce a fost interesant, nu s-au gândit la un detaliu niciunul din aia 53 în frunte cu el. Nu s-au gândit la un detaliu, bă, noi avem barcă, avem corabie, dar pântre ei nu era unul care să știe să conducă cu adevărat barca aia. Și ce a fost interesant, că unul din cei patru ofițeri de securitate de la Viet Cong, ani de zile, a condus o astfel de barcă, știa cum să manevreze. Acum când a ieșit în larg, oameni buni, valuri, maree, habar n-aveau de busolă, de orientare. Ăștia n-au mers, eu zic că mărb în credință, că Domnul conduce, arhanghelul Domnului le dă GPS-ul, coordonatele. Și ce spune Hempan? Am ajuns, spunea mai târziu, după o zi și jumătate pe mare, am ajuns într-o altă țară care era liberă și spune... Dacă n-ar fi fost unul din cei patru cu noi, pe mare am fi murit. Știi când uneori spui, Doamne, facă-se voia Ta și Dumnezeu ți-a duce la ușă pe aia? Doamne, cu ce am greșit? Lasă puțin pe Dumnezeu să te ducă mai departe. Uneori trebuie să mergi mai departe, uneori Dumnezeu ți-l lasă așa într-o tensiune, o lună, două, trei, să plângi, să suferi. Doamne, de ce? Nu-i drept, nu-i corect. Dumnezeu spune, mai bine să plângi acum unul decât să plângi o viață întreagă în căsnicia asta. Vrei să se facă voia mea? Hai, bocește 3 zile, dar după aia îți garantez că va fi mai bine. Doamne, vreau să mă duc neapărat în America. Doamne, America. Vrei să știi voia mea? Da. Tot cu A începe, dai Africa. Doamne. Tu te duci în America, că tu le informezi, că tu nu te consulți cu Dumnezeu și te duci în America. Și am cunoscut în America oameni distruși, români distruși, cu vise. American Dream a devenit nightmare, coșmar. Credeți-mă, mâine s-ar întoarce. Așa că, ce zici, facă-se voia mea sau facă-se voia lui? Tu spui.
mare lupte ale vieții, antrenament, anturaj, atitudine și alegeri bune. Ne rugăm, Domnule.